Salut, Jimmy. Bine, dar practic și de unde limba suedeză, exact ca și limba engleză, nu există dumneavoastră. Și deci este per tu de la început. În rest, dar sistemul și la liceu și la facultate este total diferit. Din fericire, prefer sistemul suedez. Nu există bacalaureat, spre exemplu. Nu există note, sunt numai calificative. Dacă nu ai trecut un examen odată, poți să treci de câte ori dorești, sau de câte ori vrei, sau de câte ori poți. La fel și la liceu și la facultate. La facultate poți să mergi 6 luni și după aceea poți să lucrezi 2 ani și tot și înapoi la facultate, mai tragi 6 luni și acumulezi puncte. Deci e mult mai ușor, poate cuvinte, nu se compară. De asta sistemul nostru pe mine cred că m-a dus razna. N-am să-l uit, n-am să-l încearcă cu tatăl, trebuie să învățăm pentru ce. De ce trebuie să înveți atât? Care este rezultatul? Învoți, deci este un sistem mult mai individual. Depinde de tine cât vrei să înveți. Vrei să înveți bine, nu vrei să înveți foarte bine. Și dacă nu reușești acum, reușești mai departe. Sunt foarte multe posibilități. Însă eu am învățat și bineînțeles că sistemul de referință al meu vă respect, pentru că altfel n-aș fi ajuns acolo. Și vă mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc. Pare bine că ne-am întâlnit iarăși, nu cum am fost atunci. Actualmente lucrez în șantierul naval Ungaria, ca tehnician. Am o fetiță de 8 ani. Să vă aștept să ne întâlnim de seară. Cu spatele. De fiecare dată chipul plăcut compensa exigența. La mine, diferit față de acum 10 ani, este o fetiță după care sunt ochită, are 4 ani. Și căreia nu îi rezist. Locuiesc în Bulgaria, dar fac naveta zilnic în Constanța. Lucrez și în domeniul naval, și în branșa marină, și în branșa industrială. Pentru branșa industrială sunt auditor în sistemul managementului calității. Parafa de ISO 9001:2000, cred că o știe mai toată lumea. Parafa cunoașterii internaționale a produselor și a serviciilor. Și auditor pentru audituri, pentru codul de conduită în fabrici. Audituri sociale. Îi spuneam Alinei, încerc să lupt pentru eradicarea sclavagismului în mileniul 3. Sunt omul negru pentru patron și zâna cea bună pentru angajat. Deci încercăm prin aceste valori să vedem dacă poftim. E bine, a zis de bine. Da, a zis de bine. Nu mai știu, mi-am zis eu. Mulțumesc, și eu vă iubesc. Mi-am depus firul, nu mai pot să continui. Mi-ai luat mințile. Mulțumesc. Emoții mai mari decât acum 10 ani, dar nu dau seama de ce. Poate că, într-adevăr, trec ani și îmbătrânim. De cred că v-am spus și la 10 ani lucruri. Când m-am dus la întâlnirea mea de 10 ani, de 20 de ani la întâlnirea liceului, trăiam mama mea, Dumnezeu din asta, și m-am văzut schimbată dimineața așa. Și de ce-i cu tine? Ai emoții cu eu? De ce am văzut cum mă deschidam? Nu am, și eu sunt obișnuită cu școala, când am ajuns la școală, nici eu nu mai puteam să pun stări. Vrei, nu? Da. Mai bine că există decât să fim roboței. Să existe. Cele bune. Mulțumesc, Cristina. Sunt copra mare. Mulțumesc.
locuiesc în București. Un băiețel de 2 ani jumate, m-am însătorit acum de ani ceva. Lucrez la service la Arctic, ca inginer. Luptăm contra încălzirii globale. Ne facem și... Cam asta mare. Ai învățat? Mai la sări pe Florin. Nu, la bancă. Am tot încercat în perioada asta să mă gândesc cum aș putea să abordez această întâlnire, dar nu mai pur și simplu, principal e că suntem toți, da? Principal e că sper din toată inima ca de seară să fim cât mai mulți și sper că și peste 30 de ani, dai cu capul de sus, să vezi pragul de jos, mergi mai departe. Așa. Actualmente, de acum 10 ani încoace, pot să spun că am făcut un plus față de Academia de Studii Economice, o master în relații publice și comunitare, la SNSPA. În prezent am terminat cursurile de mediator și încerc să-mi iau autorizarea, să-mi deschid stabilă factura de mediator. Și... Ce înseamnă pentru că am făcut foarte mult și am vrut ca un moment dat să mă fac negociator, dar cursurile de negociere nu mi-a găsit la acest nivel, am ales calea mediei. În prezent sunt economist la Compania Națională de Stația Portului Maritimă Constanța, pe niciun contracte și în rest am pe feblețea vieții mele care i-am dat și care e în bârlugă. Seamănă perfect, până la vârsta de 9 ani, eram cu genunchii rupți de la fel. Și sper să reușim să rezbim mai departe. Mulțumesc, Claudia. Alina Pira. Și eu am foarte multe emoții. Degeaba de atâția ani sau de partea cealaltă a catedrei, mă simt ca la informații de școală. Până am întâlnit acum 10 ani, am dat mai târziu la facultate, eu m-am făcut 7 la purtare, doamna Mafei m-a sancționat că am avut părere personală. Și n-am pierdut. În clasa 9-a și m-am făcut să dau la drept, în sfârșit, dar mai bine, mult mai bine, pentru că după Revoluție am dat la filozofie, marea mea dragoste, am terminat filozofie și istorie la Cluj. Am făcut masteratul, apoi cu bursă de doctorat am plecat la Budapesta. O din mare dragoste pentru poporul maghiar, pentru un singur maghiar. Ca după doctorat, mi-a
Eric, pe care l-ați cunoscut, el o să împlinească pe 9 iulie 5 ani și interesant că se împlinește pe 9 noiembrie. Prima la Universitatea din Peci, filozofie politică și istorie. Din anul 2000. Doamna profesoară, vreau să vă spun sincer că am făcut tot posibilul să învăț mai bine la dar mi-ați fost un exemplu și vreau să cred, din tot să vedeți că sunt profesorul care mi-ați fost, fața studenților mei de la universitate, cu mult umor, cu puțină ironie, dar și exigență. Mi-ați fost un exemplu și ca prezență feminină. Mie mi-ați educat gusturile și vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Iar am fost puțin cam dură cu flac. Poate că am avut un schimb de repici. Nici nu ce m-a făcut babă să știu. Să vin astăzi, am avut așa emoții foarte mari. Mai era acumulator sau mai are carte? Pare rău că trece timpul, dar asta e. Nu știu, nu are... Da. Ori nu mai are acumulator, ori nu mai are carte. Încă mai doi pauze. Ca să vă salveze. Deosebire de marea majoritate a colegilor mei, lucrez pe
pe aceeași stradă ca și înainte, tot Oituz, nu mai stau pe 8, stau pe Oituz 71. Am ales, după ce am terminat prima facultate, să vin în oraș și nu îmi pare rău de nicio culoare. Mi se pare că dezrădăcinarea și faptul că fiecare își caută fericirea în diferite părțile ale țării, ale lumii, umbru și omenirea, în sânge, ne-i spre un lucru. Nu-i strict părerea mea personală.